Ultimii doi președinți ai Statelor Unite ale Americii, Biden și Trump, au atras fiecare câte un număr record de voturi în 2020, dar cu un an înainte de alegeri, americanii arată puțin entuziasm pentru o luptă între cei doi lideri la următorul tur electoral, potrivit unui sondaj Washington Post ABC News. Discut mai multe cu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Florin, bine te-am găsit! Nici Biden și iată că nici Trump nu generează o mare emoție în propriul partid, iar majoritatea americanilor în general spun că s-ar simți nemulțumiți sau chiar furioși dacă ar câștiga oricare dintre cei doi alegerile generale. Cum se explică această situație? Cum s-a ajuns aici? Bună, Ioana, într-adevăr, dacă ne uităm pe acest sondaj, vedem că Biden, 31% dintre democrați sau independenții care sunt apropiați cu democrații ar fi de acord ca Biden să candideze din nou, în timp ce 58% nu ar fi de acord, dar 10 noi opțiuni. La Trump situația este de 44% dintre republicani și independenții care îi susțin pe republicani ar fi de acord să candideze pentru un alt mandat, în timp ce 49% n-ar fi de acord și 6% sunt fără opinie. Cred că aici ar fi important de precizat faptul că Biden nu are un contracandidat în Partidul Democrat la acest moment și cel mai probabil va candida cu siguranță la următoarele alegeri din 2024, iar această lipsă a susținerii din propriul partid s-ar putea să o vedem în intențiile de vot sau cel puțin în participarea la vot. În schimb, la Partidul Republican, Trump se pare că va avea concurență și va fi o dezbatere în interiorul partidului și chiar o cursă pentru nominalizarea unui candidat, lucru care îi va da și expunere mediatică, dar și o platformă unde să-și prezinte programul electoral, ceea ce s-ar putea să-l ajute foarte mult. Însă vedem că Statele Unite au trecut prin foarte multe în ultimii ani, de la insurgența pornită de Donald Trump, care nu a recunoscut rezultatul alegerilor din 2020, la pandemie, război, unde Statele Unite au cheltuit peste 30 de miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina. Cred că toate acestea au polarizat publicul american și tocmai din această cauză ultimii doi președinți care au fost în toate aceste perioade, drept Trump a prins foarte puțin din pandemie, dar este autorul insurgenței, i-au făcut pe americanii să vrea sânge proaspăt în politică. Când vine vorba însă de cine ar genera mai multă emoție, majoritatea americanilor îl preferă totuși pe Trump cu 43% în fața lui Biden, care are doar 36%. Cum văd americanii acum toată această situație cu un an înainte de un nou tur electoral? Da, într-adevăr, Trump stă mult mai bine. 43% dintre americanii, să zicem, sunt ar fi entuziaști sau satisfăcuți cu candidatura lui, în timp ce partea cealaltă la Biden procentul este mult mai mic, de 36%. Însă dacă ne uităm în partea cealaltă la dezamăgiți sau nervoși, furioși că vor fi acea persoană președinte, peste 60% vor fi dezamăgiți sau nervoși dacă va ieși Biden, în timp ce la Trump este vorba de 56%. E posibil ca în Statele Unite să vedem și un vot negativ. S-ar putea să oamenii să fie nevoiți să meargă la vot doar pentru a bloca pe celălalt candidat pe care nu sunt de acord, și în această situație indecișii vor avea un rol foarte important și, bineînțeles, abilitățile celor două partide de a-i convinge pe indecișii care sunt cumva simpatizați cu partidul lor să iasă la vot. Statele Unite trec acum totodată prin cel mai mare scandal privind mânuirea documentelor secrete de actualul, dar și de fostul președinte. Cum influențează acest lucru alegerile viitoare? Da, am tot văzut, a plecat de la Trump, care a luat cu el peste 20 de cutii de documente, parte din acele documente fiind catalogate, clasificate, iar pe urmă scandalul s-a extins și la Biden, găsindu-se documente clasificate prin locuințele lui, prin garaj, de când a fost vicepreședinte. Este clar că în acest moment situația este una destul de îngrijorătoare pentru poporul american, ținând cont că sunt tensiuni foarte mari cu China, care este nu doar o provocare economică pentru Statele Unite, dar și una militară. Și am văzut acel scandal cu balonul de spionaj. China, după ce Statele Unite au doborât un balon de spionaj care de câteva zile se plimba pe deasupra
silozurilor cu rachete intercontinentale americane, tot China a fost supărată și a amenințat cu deteriorarea relațiilor și cu măsuri dure împotriva acestei acțiuni. Aici cred că este de menționat și este un semnal de alarmă pentru politicienii americani faptul că peste 70% dintre americani consideră că cei doi, atât Biden cât și Trump, au acționat greșit și n-au știut să manevreze documentele clasificate. Cred că în viitor următoarea persoană care va ocupa fotoliul de la Casa Albă va fi mult, mult mai grijuliu cu aceste documente clasificate. Rămâne de văzut asta. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru toate explicațiile. Corect.